Andreea, bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața. Bine ați venit, copii. Da, voi mai rezistați așa de dimineață? Dar tu mai rezisti să nu te trezești la 7, de exemplu? Eu, dacă, să știi că mi-aș dori să mă trezesc la 8. Dar? Ca să nu pierd, să-mi pierd viața, așa. Sigur. Să o irosesc degeaba. Dar, pentru că programul meu este de așa natură, că mă culc la 4-5 dimineața. Păi vezi? Pentru mine este foarte greu să mă trezesc la 7. Și acum te întreb eu. Tu ai o viață normală sau eu am o viață normală? Bă, cred că nu răspunde. Avem o viață anormală. După Samba, care mi s-a părut un videoclip ho-ho, și Love in Brazil, no, care mi s-a părut ho-ho-ho. Cu Love in Brazil am câștigat un premiu important în Bulgaria, la Sofia. Da. La Best Video. Foarte tare. Sper ca anul acesta să mai câștig un premiu. Sper. Acum avem un super clip făcut de Spike. De Spike, da. A luat omul ăsta pe un trend ascendent. A venit la început foarte cu niște frumos, lucruri mici, mărunțele. A venit pe genul modest. Uite, așa intră la Neața. Este ceva fresh, mi se pare așa foarte fresh. Foarte bun, Spike. Și face totul el. Are idei foarte bune, imaginație bogată și asta este important pentru noi artiști. Pentru că, uite, este un clip bun. Zic eu că este bun. Dar ce zic bătrânele de pe strada ta? Nu sunt foarte fizice clipurile tale? Te-ai Nu, toți bărbații spun wow. Vezi? Dar eu n-am intrat de bărbați. Da, dar eu am spus de bărbați. Wow. Nu particip și... la, adică alegi și tu, zici așa, dumneata e fundul mare, dumneata nu, caz. Nu, eu știi ce spun? Dumneata te scoate la montaj. Nu știi ce spun? Vreau să văd funduleț. Așa le spui la casting? Da, nu, vreau să văd fete frumoase, da, arătoase, aspectoase, cu forme, da, care să fie filmate foarte frumos și date în videoclipurile mele. Da. Îmi place ceea ce e frumos în viață. Patrie, da. Nu te superi pe mine, nu? Nu, nici doamna Udea nu s-ar supăra. Și cred că niciun bărbat nu se supără pe mine. O să semnezi pentru următorul video cu Ministerul Turismului să mai arăți și munții și văile. Nu, cu Ministerul Turismului chiar am fost plecat de la Shanghai. Da? Ai să râzi, da. Super. Bă, fie vorba între noi și... Chinezilor le-a plăcut. Da? Da. Da? Da? Ce faci vara? Vara asta, uite, spre exemplu, astăzi plec acasă, da, la Sofia. Stau cât mai mult pe litoral cu ea. Ea este din luna martie acolo. Face plajă de atunci. Și vreau să îmi doresc să o țin cât mai mult la mare, la acolo unde este aerul curat și unde se știe bine, toată lumea vine pentru aerosol. Da. Iar eu fac naveta frecvent acasă. Da. Îmi iubesc fetița și știi cum fac tot ce se poate pentru ea. Până la 18 ani, cât pe aia face ea bani pentru tine? O să te retragi? Da, ar fi frumos. În buza mării? Dar nu mă retrag, eu stai liniștit. Nu o, să cânt, o să cânt și la 60 de ani. Andreea, chit făcând, că mă sui pe mese? Făcând cât un ciorăpel în balansoar. Și aia mică... De cusut știu să cos foarte bine, ce-i drept. Da, mi-a spus o croitoreasă că mă pricep bine la cusut, dar de împletit nu cred. Mersi mult că ai venit cu videoclipul la noi. Mulțumesc și eu. Complimente, play and win, dacă nu greșesc. Da, așa este. Foarte tare, piesa de vară. Se știe că băieții sunt buni. Ne vedem în cluburi cu Andreea Bănică. Mulțumesc! Legătura la...